Am participat la o discuție care a plecat cu titlul de dacă se poate vorbi despre moralitate obiectivă în ateism. Și pe scurt, uite, avem și lună plină, este că da. Iar motivul este că foarte mulți nu înțeleg o idee de bază. Dacă ești ateu, pur și simplu, nu afirmi decât o afirmație despre zei sau o formă negativă, că ești convins că, sau afirm că nu există zei. Dar asta nu-ți spune nimic despre poziția ateistă. Am să pun, înainte de toate, am să pun într-un fel care să fiu absolut clar pentru cei care nu vor nimic de discuție de filozofie, dar asta doar ca, pentru ilustrație. Există în multe religii majore și chiar și în forme de creștinism care sunt, să zicem, foarte apropiate ca și reprezentare cu o formă panteistă sau iudaism, similar cu o formă panteistă, gen Dumnezeului Spinoza, sau există budism ateist, există hinduism ateist, și doar dacă ei aceia vin cu un cod moral destul de definit, ei spun că este parte de natură, deci are, seamănă foarte mult, deși persoanele s-ar putea să nu îl definească formal cu ceea ce ai numit panteism, scuzați, cu platonism real, dar cu toate acestea, persoanele acelea vin cu un cod moral la pachet. Spun că, uite, l-a lovit karma, a lovit-o karma pe persoana aceea. Și indiferent dacă crezi sau nu în karma, ca și ateu, vreau să spun că nimic nu te oprește să crezi ceva gen karma și să ai o moralitate care, cel puțin rezonabil, pare a fi ceea ce ai numit o obiectivă. Un lucru care trebuie să-l clarificăm este că moralitățile obiective de obicei înseamnă altceva decât moralitățile realiste. Și discuția este mai mare, ar trebui să vin cu un grafic să discut despre cognitivism, de teoria erorii, despre subiectivism, dar în principiu obiectivitatea discută doar dacă un cod moral este mind-dependent sau mind-independent. Deci dacă ai nevoie de un creier să o interpretezi. Și dacă ai discutat, de exemplu, despre egoism, și indiferent dacă tu crezi că egoismul este un sistem moral bun sau rău, voi lăsa discuția asta deoparte, poate fi definit, cel puțin filozofic, ca un sistem moral. Acesta este mind-dependent. Este depinde de un subiect, de fiecare subiect care își aplică moralitatea. El vrea să se simtă bine și acțiunile care îl fac pe el să se simtă bine, el le face. Și pe de altă parte, foarte multe sisteme chiar care ai crede că sunt și ai putea să spui că sunt subiective, de genul cele dependente de cultură, acelea sunt tehnic foarte des obiective, de genul voi folosi exemplu care l-am folosit eu în familia mea. La ortodoxi, tradiția spune să săruți mâna la femeile în vârstă sau, și nu vreau să spun că toate că sunt din motive de ortodoxie, sau că trebuie să săruți icoanele. Și s-ar putea oamenii de diferite feluri să nu le facă și chiar s-ar putea să fie împotriva cu mintea, de genul să spună, măi, vezi că există microbi. Eu așa am fost învățat de mic cu icoanele și la fel cu mâna. Deci dacă o săruți, doar îți apleci practic capul să par ca și cum ai sărutat-o, dar efectiv nu săruți mâna. Din același motive, că cine știe pe unde și-a pus persoana mâna. Dar arăți gestul, dar nu o faci. Dar pe de altă parte s-ar trebui să spui, nu, vezi că acest act este prea demodat și nu vreau să-l aplic. Sau cine știe ce motiv vrei tu să-l ai ca să nu aplici o astfel de regulă morală, de imperativ moral. Și cu toate acestea, în mod obiectiv, indiferent că nu este nicio minte să fie, poate de acord să atea chiar și doamna în vârstă, să nu se vrea sărutată de la cineva așa de arțăgos ca mine, să zicem, tot să fim de acord să nu se sărute unul pe altul pe mână. Și cu toate acestea,
tradiția, sau cum vrei să o numești, care inițial o vezi subiectivă, ea este obiectivă încălcată, pentru că nu este nicio minte care o face ca să schimbe evaluarea încălcării acelui cod moral. Și de obicei oamenii ce se așteaptă este ceea ce se numește platonism. Anume, dacă ai spune că există concepte gen numere în matematică, ar putea să spune că există, sau adevărat și fals în logică, este că există bine și rău în ceea ce anumi în acțiuni. Sau unii să spună că și în gândire, depinzând de nuanța teologică a persoanei. Și cam în felul acesta ne facem noi cadrul moral. Și să fim clari, nu este niciun motiv pentru care un ateu nu poate să propună un model moral. Și am să pun un clip în nota de subsol. Sper să nu-l uit, iar dacă-l uit, comentați în ca să-l pun în descriere clipului, în care un filozof trece prin vreo, probabil, 10 feluri de fundații care sunt atei, care le pot propune pentru moralitate. Și să fim clar, nu este că doar le propun, unii chiar le și cred. Un alt aspect este că cel mai important etician ateu azi, un utilitarian, și să fiu clar, ca și notă, și eu sunt utilitarian, el afirmă, și să fim clar, el este expert, că este doctor în filozofie, că definiția lui de moralitate utilitariană este, în fapt, reală, realistă. Nu reală că, pur și simplu, el crede că există în mintea lui, el crede că este obiectivă și o justifică. Și atenție, nu vreau să spun că justificarea lui este corectă, dar dacă este corectă, este în mod rezonabil că poziția lui utilitariană este justificată ateist. Există alt filozof care o definește, Wellenberg, ceva de acest gen, Eric Wellenberg, care îl definește în termeni platoniști. Și să fim clari, acestea sunt ipotetic, am să iau exemplul lui Wellenberg doar pentru ilustrație, ceea ce spune dumnealui, dacă am înțeles bine, este ceva de genul, dacă accepți că numerele există, că adevărul există, putem să, dacă ne uităm în viața din jur, o să vedem că și moralitatea există, cum cel puțin și intuim adevărat și fals și de acest gen, putem să ajungem și să observăm și bine și rău. Și apoi el spune că o poți să descoperi experimental și acest lucru, să fim clar, așa se face în mod rezonabil înapoi în fizică, pentru filozofii care acceptă platonic că fizica este platonică. Tot atei, să fiu clar. Și eu, la fel, deși non-ateu, eu sunt ateu, dar non-platonist, non-ateu-platonist, înțeleg ce spune. De exemplu, Penrose este cunoscut că el crede că universul urmează într-o definiție platonistă matematica. Deci, ideea că tu te uiți la univers și vezi reflectată matematica și viceversa. Deci, în același fel, poți să măsori actele și să vezi, atenție, nu spun că Wellenberg este corect, dar poți să evaluezi înapoi cum ai dovedi adevărat sau fals sau formulă de matematică, poți să justifici și moralitatea. Și acestea, ambele persoane, Wellenberg și cum îl chema? Peter Singer, amândoi sunt atei pur sânge. Și o altă parte care vreau să o închei, pentru că deja mă apropii cam de acele 10 minute, personal, eu ce țin ca și observator, eu nu știu dacă îți dă vreun avantaj faptul că spui că sunt teist și de asta pot să vorbesc de moralitate obiectivă. Iar la ce mă refer este că dacă spui că moralitate obiectivă, dacă eu aș să împing mai departe discuția, să zicem că îmi ridic din umăr, spun, te referi la cea realistă, deci platonică, dacă persoana spune da, sunt probleme ca să definești că există platonismul și Dumnezeu.
Și discuția este mai complicată. De ce? Dar există inclusiv dilema lui Iutefro, în care un lucru este bun pentru că Dumnezeu îl zice, sau este bun indiferent că Dumnezeu îl spune sau nu îl zice. Deci este separată de natura asta. Și am auzit tot felul de idei destul de creți, ca nici măcar eu nu știu să le sparg. Efectiv îmi sună incoerent că ceva de genul obiectele abstracte sunt parte din natura lui Dumnezeu, cum ar fi numerele, logica, dar și elemente gen justiție sau moralitate. Și efectiv, mulți filozofi ridică din numeri și nu spun că îi rezum eu, dar spun, la ce spun este că am căutat de curiozitate prima dezbatere tot din același filozof care face rezumatul despre multe subiecte despre filozofie, un doctorand, și acolo prezintă un teist foarte clar creștin, dar asta am văzut într-o altă dezbatere, care spune, măi, dacă te uiți la Dumnezeu, Dumnezeu este, oricât de special vezi tu pe Dumnezeu, El este un subiect. Și dacă nu e definiția platonică, ultra-abstractă de Dumnezeu, Dumnezeu are o minte. Și orice numește cum vrei comanda divină, dar aceasta trebuie să fie subiectivă, este subiectivism. Înțeleg că tu consideri că subiectul Dumnezeu este foarte special, dar Dumnezeu nu poate avea o moralitate obiectivă. Și mai sunt altfel, de altfel, alte probleme similare, de genul. Am să mai pun doar una care doar am auzit-o și am văzut o analiză, dar acum mai mulți ani, deci dacă nu știu notele, cineva care probabil că lucrează într-o facultate de filozofie s-ar putea să le descrie și mai bine. Există moralități, de exemplu cea kantiană, deontologică, și moralitatea kantiană este ținută și de creștini, dar tehnic, dacă nu mă știu chiar Kant, dar am auzit că moralitatea kantiană și inclusiv Kant credea că arată că Dumnezeu din Vechiul Testament în particular este imoral. Și aceasta o poți descoperi deontologic, în care ținta moralității kantiene este că omul este ținta sa. Și se pare că omul nu pare a fi ținta lui Dumnezeu, ce ține în Vechiul Testament. Și să fim clari, Kant eu cred că era un creștin, alții o să spună că nu era, nu acolo este discuția ce vreau să o spun, dar vreau să spun că cei mai mulți filozofi acceptă că filozofia deontologică a lui Kant este considerată că este obiectivă și realistă și ce mai fi și cognitivistă și la fel, are toate calitățile unei moralități care un ateu poate susține, indiferent dacă accepti cu formele de platonism și naturile lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, ea este complet independentă de Dumnezeu și o poți deriva cu sau fără Biblie. Și cu toate acestea, faptul că tu consideri că există o moralitate obiectivă sau realistă, nu te duce automat, aha, ai câștigat, pentru că tu zici cuvântul Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu este doar un subiect care o face subiectivă. Dar cu toate acestea, dacă există o moralitate obiectivă, nu te duce deloc la Dumnezeu. Decât cu, poate cu niște trucuri filozofice și câteodată ce că am auzit, mi-a spus chiar un creștin, că William Lane Craig i s-a arătat că există un fel care o poți defini ca și ateu, un fel de moralitate bazată pe cea lui Kant, în care arăt moralitate obiectivă și descalifică un argument moral pe care William Lane Craig îl folosea pentru a arăta divinul. Și cu asta cred că eu putem să încheiem, dar pe scurt, da, ateii au propus și pot să propună un model moral obiectiv. Nu știu dacă poți să dovedești 100% că acesta este modelul, pentru că există dezbateri, cum există și dezbateri în creștinism, dar ca și substanță, cred eu că putem concluziona că ateii, da, au ceva de discutat despre moralitatea obiectivă. Rațiunea fie cu voi și dacă vreți mai multe resurse, urmăriți link-urile din descriere. Și abonați-vă dacă vă place. Pa, pa!